No, bună dimineața! Cum stați cu proviziile de iodură de potasiu? A? Ori venit iară nu știu câte milioane de pastile, dar numai nu se pot distribui. Noi ăștia care am trecut de 40 de ani nu mai avem nevoie de nimic. Ce iodură? Îți dă o nucleară, așa de bine te simți, iodură. Iodură, socră mea. Cafea de pe buymeacoffee.com/nicubendea de la Lia Filip. Lia, să-ți dea Dumnezeu sănătate, mulțumesc tare mult. E o dură socră mea, mai ales acum cu câștigat Victor Orban alegerile în Ungaria. Ioi, mânc bine tot weekendul. Cum o zis ea? Zice, să mergem cu amărâtul ăla de marchizoi, că îi zicea morchizai. Corect, e marchizoi. Dar deja îl învățăm că au câștigat Orban. Socra fericită. E o dură socră mea, e o dură. Ca frigul din Franța, ați văzut ce frigală o băga pe acolo? O uitat și ușa deschisă. Bă, hai să nu fim răi. Hai să nu fim răi, că și la noi sunt probleme. Uitați-vă că ori crescut prețurile la tătea, englezii mai precauți decât noi, ce ori zice, hai să găsim rețetă pentru maioneză, mă, că nu este ulei. Schimbă și maioneza, extraordinar, că nu e ulei. Și doamna Iohannis, Carmen Iohannis, a zis că îi face ciorbă de părișoară soțului fără rântaș. Nu mai bagă bulion și nu știu ce, dar nu mai pârgălește o ceapă cu două linguri de ulei. N-o vedeți? Sărăcie! La cum arată soțul său și la cum se comportă, să treacă pe varză călită. În curând o să mai avem muștar, bă, ce ziceți de elevii aia, dragi de ei? Unde sunteți? Hai să vă îmbrățișeze tata, domn profesor Nicu Bendea. Elevii din Oradea, care au făcut și ei, ca niște oameni flămânzi, au făcut un grătar cu mici, în clasă, și au făcut și cartofi pai. Bă, în sfârșit! Ăsta-i Vlad care râde, nu ne-am la focă. Bă, în sfârșit niște elevi care fac ceva în sala de clasă, mă. Nu stau în TikTok. Ori făcut mici la grătar, mă, bețaș. Și că era liceu de alimentație publică și fusese o săptămână de asta în care să vină elevii de la 5-8 din alte școli și să vadă ce se gătește în liceul ăla, că poate își aleg opțiunea în clasa 8 să meargă la liceul alimentar. Mă gândesc că dacă era liceu sanitar și își alegeau ca temă ginecologia. Ce le prezentau ăștia mici? Tot așa, prăjită. Le-a scăzut nota la purtare. Bă, în sfârșit, făceau ceva elevi în școala aia. Și ce ați făcut azi la geografie? Mici. La istorie? Grătare. Și la educație fizică? Nu știu, că am fugit după pită. Fug și eu că e vineri să vă dea Dumnezeu sănătate. Cafeaua de după cu Nicu Bendea, o găsiți pe YouTube, urmăriți-ne și pe Facebook. Avem scenete interesante ca de fiecare dată. Stați alături de noi. Pe Prima TV, în seara asta de la 7:15, Oportuniști, un serial de mare angajament și anvergură. Vreți să dați o cafea? buymeacoffee.com/nicubendea. Bă, ai pornit grătarul de mici, lasă-o dracului. Ce afă-ți fac? Tu știi cât e curentul. Cut!